Salutare, Brandweiser, și bine ați venit în noul an. Ne revedem, uite, cu succes în 2020. Am încheiat anul cu o multă pozitivitate, mesaje de bine și mi-am propus să încep anul un pic mai altfel, pus pe acțiune, pe idei, sugestii și făcând o retrospecție un pic a ce am găsit în 2019 între companiile românești în ceea ce privește brandingul online și unde ne situăm, ce am putea să facem mai bine anul acesta, pentru că nu, lucrurile merg înainte într-o viteză tot mai mare cu ajutorul internetului, a noilor tehnologii, a lumii în general care se schimbă astăzi și merge tot mai mult către virtual. Și o să fiu și directă, chiar tranșantă pe alocuri, pentru că am sesizat foarte multe vulnerabilități în cazul IMM-urilor în general, pentru că Brandwise Media a targetat și targetează în continuare IMM-uri nu multinaționale. La multinaționale este o altă poveste. Acolo există bugete de branding, bugete de marketing, acolo nu ai nevoie de lămuriri pentru de ce ai nevoie să fii pe online, ce ai de făcut, ce înseamnă o prezență pe online, creșterea brandului, materiale constante, atât pe marketing cât și pe branding. Acolo există această înțelegere, compartimentalizare. Nu era necesar acest lucru. Noi tocmai ne-am propus altceva, să venim în întâmpinarea companiilor mai mici, autentice, cu care au valori și aduc produse de calitate, servicii de calitate. Ne-am propus să le luăm, să le salvăm oarecum în următoarea etapă digitală, era digitală în care suntem deja și în care ele nu fac față bine. În primul rând că nu identifică nevoia urgentă de a fi acolo. Pe urmă, consideră că modelul vechi, ce a funcționat până acum, va funcționa și de acum încolo. Pe urmă, pur și simplu n-au timp sau nu știu, nu urmăresc tendințele de piață ca să-și dea seama cât de multe lucruri s-au întâmplat în ultima perioadă. Pe urmă, nu văd statisticile și creșterea inevitabilă a brandurilor care răsar ca ciupercile peste noapte și care, dacă știu ce au de făcut, într-un an pot să detroneze companii care au stat acolo decenii sau mulți ani și au venit cu mult înainte lor. Sunt lucruri care se întâmplă în era digitală, în care internetul clar a venit, aici stă și cu asta vom merge înainte, dacă ne urmărim puțin tendințele viitorului și în ce direcție mergem, ne vom da seama că oricine care consideră sau ignoră puterea internetului astăzi stă într-o mare vulnerabilitate. Și aici mă refer nu doar la brandurile acestor companii, în principal IMM-urile românești, cât și la brandurile personale, care de multe ori sunt inexistente și acest impact pe care îl poate avea brandul personal asupra companiei tale, dacă ești antreprenor, respectiv dacă vrei să schimbi ceva în cariera ta, pe viitor, vrei să te repoziționezi, același lucru, brandul acesta puternic personal și care astăzi se face pe online în altă parte, o să-ți aducă acel avantaj nemăsurabil. De asemenea, dacă ești companie și nu ai o strategie de branding, ești foarte vulnerabil pentru că arunci cu glanțe orbe atunci când arunci cu ceva, o campanie de marketing, ceva sau pe vânzări, câte un material pe aici, pe acolo, pe câte un canal social media și nu ajungi la niciun fel de rezultat. Am constatat în nenumărate discuții cu antreprenori care au companii mai mult sau mai puțin profitabile, chiar companii foarte bune, că nu înțeleg ce se întâmplă pe piață, nu sunt foarte interesați sau deschiși sau consideră că nu este o urgență încă să-și creeze o strategie de brand sau chiar nu înțeleg. Am avut companii destul de mari care vreau produse cumva dictate pe sistemul vechi al agențiilor de media sau de advertising, prin care eu vreau o poveste de brand, vreau cu tare, dar nu este necesar să-mi înțelegi brandul, nu este necesar să îmi faci o strategie. Noi nu avem o strategie, dar nu ne trebuie. Nu ne trebuie acest filmuleț, ne trebuie aceste materiale și mai facem și noi ceva, mai avem câte o apariție pe online. Adică un mod atât de superficial comparativ cu toate marile branduri și respectiv o mare bucată dintre brandurile din străinătate, încât într-un fel m-am îngrozit pentru că nu știu cât timp o să mai aibă la dispoziție ca să intre puternic pe online și să se poziționeze acolo. Pentru că, repet, un jucător foarte deștept care știe ce se întâmplă, știe de această revoluție digitală astăzi, poate detrona brandul. Se întâmplă de când lumea și pământul, doar că viteza actuală este una lărcită, iar internetul cumva
a devenit acel factor care reușește să transforme bariera mare între brandul și restul. Adică vei fi tot timpul la cheremul prețurilor, în această bătălie în care tu devii un bun de larg consum. Și când ești un bun, nu mai ești un brand. Acum ai posibilitatea să devii un brand sau să devii un bun. Nu prea mai există alte opțiuni. În toate industriile, dacă ne uităm, există această digitalizare, iar dacă ne uităm pe tendințele viitorului, în ce direcție merge internetul, tehnologia, pe ce se vor baza toate aceste noi vehicule, computere și tot ceea ce ne face viața mai ușoară și mai modernă cumva, o să ne dăm seama că dacă noi lipsim din acest telefon denumit internet astăzi, că ulterior să fie realitatea virtuală, ne pierdem foarte mult. Să crești un brand, ce înseamnă să crești un brand? Brandul este identitate, este reputația ta, este numele acela care este cunoscut de tribul tău, de comunitatea pe care ai reușit să o strângi în jurul ei. Această comunitate nu ajunge să vină să te placă, să te iubească, să fidelizeze cu tine într-o săptămână, într-o lună. Ea are nevoie să prindă încredere în tine. Astăzi oamenii sunt mult mai inteligenți, știu să filtreze informația și afacerile. Într-o economie sănătoasă, brandurile merg înainte, se mai descurcă cu ce au făcut până acum, merge și de acum încolo. Dar uită de istorie, uită de trenduri, uită de ciclicități și la un moment dat ajung în această celebră situație de nu știu de unde m-a suflat vântul. Că uite, s-a întâmplat această nenorocire, când de fapt ea putea să fie prevăzută și ea putea să fie gândită, strategiată cu mult timp înainte. Și după ce ai o strategie, poți să începi să aplici tacticile. Mulți intră pe tactici, chiar și multe startup-uri înainte să aibă o strategie. Cred că aș putea să vorbesc o zi întreagă despre lucrurile care le-am observat anul trecut și îngrijorarea mea pe care am avut-o în discuții cu foarte multe companii și antreprenori, repet, IMM-uri românești pe care mi-am dorit să le duc la un next level pe online și mi-am dat seama câte sunt deschise, câte nu sunt deschise, câte tatonează terenul și procentul este îngrijorător față de cele care se vulnerabilizează singure și care s-ar putea să ajungă într-o etapă în care nu este de dorit. A reușit să penetrezi internetul, a reușit să îți creezi acolo o bază, a reușit să-ți pui un milestone, un stâlp puternic care să-l implanteze acolo și în jurul lui să reușești să construiești o construcție stabilă în care poate să coexiste un trip, clienții tăi, fideli și fani, este ceva care se poate realiza astăzi, dar cu cât trece timpul devine mai greu. Așa că eu sugerez și în primul rând mesajul meu este pentru antreprenori, dar după aceea oricine care dorește să-și crească un brand personal și consider că un brand personal ar trebui să fie crescut atât de CEO, atât de antreprenori, atât de orice persoană care dorește să aibă avantaj competitiv pe piață atunci când lucrurile se schimbă, atunci când nu mai merg așa cum ar trebui să meargă aceste lucruri, atunci când dorește să schimbe domeniul de activitate sau atunci când dorește să se reorienteze. Adică în momentul în care ai un brand, ai foarte multe avantaje. Momentul în care nu te cunoaște nimeni astăzi și lumea merge tot mai mult în online și mai puțin pe offline și te mai observă cu telefonul în față, cu cât treci timpul și tu nu existi acolo, o să-ți dai seama că va fi tot mai greu să penetrezi acolo și să ți se audă vocea și să reușești să ieși din acea masă care se ridică încet, încet. Acum se ridică imperii pe internet, se detronează companii foarte mari pe internet, se întâmplă o grămadă de așa zise minuni pe internet, pentru că suntem într-o lume globalizată în care nu mai suntem limitați la timp și spațiu, dar e nevoie să gândim strategic, e nevoie să fim foarte bine documentați cu ce se întâmplă, care sunt trendurile, cum stăm istoric, ce se poate întâmpla, să luăm măsuri pentru termen lung. Eu de fiecare dată am promovat, brandul tău este moștenirea care o lași în urmă. Copiii tăi, când tu nu o să mai fii, o să vadă ce ai făcut tu pe online. O să rămână acolo materiale despre tine și atunci dorești ca aceste materiale să fie realizate de tine sau de alții în locul tău. Oare cine îți poartă interesul, tu sau alții? Și atunci, indiferent ce vrei să faci astăzi, dacă tu dorești să ai orice avantaj
pe viitor, în piață, brandul tău este principala ta sursă de aer, de oxigen, de bunăstare, de prosperitate, de reușită, de stabilitate și de a da mai departe ceea ce vrei tu să dai mai departe. Așa că nu vă mai sfiți, mai ales oamenii de calitate, companiile de calitate care aveți potențial de creștere, nu mai stați în spate. Creați-vă o strategie, nu țintiți cu lucruri de marketing sau de vânzări așa din când în când, faceți câte o campanie pentru că vă ajută doar temporar și vă poate înfunda ulterior, pentru că veți avea întotdeauna consum mai mare financiar pentru orice gen de campanie cu cât trece timpul. Pe când, atunci când crești un brand în paralel, pe lângă aceste eforturi de marketing, clienții încet, încet vin ei către tine și eforturile tale pe vânzări încep să scadă. Crescând ca brand și costurile tale, pe altă parte, pot să scadă foarte mult. Pe lângă faptul că devii o entitate populară, celebră, cu mulți fani și din acești fani se vor ridica și cei mai buni angajați ai tăi, de cei mai buni prieteni, parteneri de afaceri, pentru că știu cine e și vin direct intenționat către tine. Adică se poate economisi și foarte mult timp, se pot filtra oameni, se pot filtra comunități, se pot filtra afaceri și beneficiile le-ați putea lista, cred că, o zi întreagă. Doar e nevoie să gândim logic până la urmă. Lucrurile sunt atât de evidente încât poate uneori brandurile și firmele s-au afundat prea mult așa cu ochelari de cal pe o singură direcție și au uitat să se mai uite în jur. Dar când te uiți în jur, știi exact ce se întâmplă și lucrurile devin clare. Eu îmi doresc ca în România să crească niște branduri foarte faine, solide, construite pe online, pe modelul occidental, pentru că se poate și pentru că piața încă este foarte liberă, pentru că prea puțini fac ceea ce trebuie, prea puțini o fac în mod consistent, prea puțini gândesc pe termen lung și acest lucru poate să fie în avantajul acelor branduri care înțeleg ce se întâmplă și care gândesc așa cu mintea limpede, pe termen lung, gândesc în termen de valori, de moștenire, legacy, pentru că se traduce puțin diferit din engleză. Și în niște ani nu o să se mai poată recunoaște întregul acest landscape economic la noi, pentru că foarte multe companii pe care noi le cunoaștem astăzi nu vor mai exista și foarte multe companii despre care nici n-am auzit măcar sau nici nu există încă, vor fi foarte sus. Și toate acestea, în mare parte, vor fi conduse de ceea ce știu ele să facă pe lângă a ridica capital din altă parte, pentru că asta nu ne interesează ca subiect din alte puncte de vedere, dar prin ceea ce ele știu să facă pe internet și cum ele știu să construiască un brand. Și veți vedea în poveștile de succes că întotdeauna se află o construcție stabilă de brand acolo, nimic altceva. Mult succes în 2020 și hai să creștem branduri ca lumea românești în așa fel încât să nu le mai ia vântul orice s-ar întâmpla. La mulți ani încă o dată, Brandwiser! Brandwiser, am vrut să vă spun, Branding la Minut revine de săptămâna viitoare, așa că să fiți pe fază!